Da, a doua parte a emisiunii noastre în care discutăm despre mai multe evenimente petrecute la Buzău, despre noutăți din diverse domenii de activitate, alături de Vasile Mincă, lider cartel Alfa Buzău. Vă întrerupsesem înainte de pauza de publicitate. Da, vreau să spun un lucru vis-a-vis de plata și de cheltuielile care se fac cu spectacolele, cu anumite evenimente din astea, pentru care, cum să spun, fiecare român are dreptul să aibă parte, să spun așa. La ce mă refer? Este corect pentru că orice localitate nu poate să aibă o filarmonică, trupe de teatru și așa mai departe, dar orașele mari au. Toată această cheltuială, chiar dacă ea se face de la autorități locale, face parte din bugetul consolidat al statului. Noi, fiecare dintre noi, în orașe mai mari sau mai mici, în localități micuțe, până la urmă contribuim la bugetul consolidat al statului. Ce vreau să spun? Acolo unde sunt asemenea orchestre, trupe, teatre și așa mai departe, ar trebui, datorită faptului că toate acele cheltuieli sunt bugetare, să se facă, și eu nu sunt un comunist când spun lucrul ăsta, că atunci se făceau lucrurile astea, un program de activitate astfel încât orchestre din orașele mari ale țării, susținute de la bugetul statului, să vină și în localitățile mici, nu cu plata integrală a acelor cheltuieli și cu pretențiile financiare ale protagoniștilor, ale artiștilor, ci doar prin suportarea unor cheltuieli de deplasare, a unei diurne, chiar a unei zile de plată și așa mai departe, și atunci lucrurile ar fi corect distribuite, să spun așa, din punct de vedere al cheltuielilor în țara asta, astfel încât și cei care, având un loc de muncă de la buget în domeniul artei și al culturii, ar fi și ei la rândul lor solidari și ar trebui să presteze și în fața cetățenilor din localitățile care nu pot să susțină asemenea trupe, cum spuneam, și orchestre, la niște tarife rezonabile. Pentru că dacă eu lucrez într-un teatru de stat, într-o orchestră, într-o filarmonică, într-un oraș mare, București, Cluj, Oradea, Iași, Timișoara, Craiova și așa mai departe, și nu mă interesează că mă duc într-un oraș mic, trebuie să mă duc contra cost cu privire la tot ce se întâmplă acolo, salarii, cheltuieli și toate celelalte și alte pretenții, pentru că vin artiști care au o anumită cotă pe piață, nu mi se pare corect. Asta vreau să spun. Da, bun, domnul Mică, mai vine un spectacol, o să vină și Loredana, iar o să iasă discuții cu cât a fost plătită Loredana la Buzău Fest. Asta este. Pe listă mai avem așa, două lucruri, una legată de cultură și de, zicem, timp liber, cealaltă legată de polițiști locali. Înțeleg că până la urmă sau până în momentul de față, primăria a pierdut pe bandă rulantă bătăliile cu polițiștii locali și acum poate că încearcă prin alte metode de a mai subția din armata de polițiști locali. Drept pentru care s-a introdus și s-a și hotărât în Consiliul Local Municipal ca polițiștii să dea anual teste psihologice și fizice. Urmărim materialul, după care revenim și comentăm. Propunerea consilierilor municipal liberal ca polițiștii locali să susțină anual unele probe pentru verificarea aptitudinilor fizice a trecut astăzi în ședința Consiliului Local Municipal. Așadar, iar dacă domnii polițiști citesc între rânduri, prin proiectul de hotărâre, există certificarea noastră a Consiliului Local dacă va trece acest proiect de hotărâre, din punct de vedere și juridic al funcționalității acestea. Practic, îi acceptăm și fizic să funcționeze și să vină în ajutorul cetățenilor privind securitatea și siguranța cetățeanului. Nimic mai mult. Ba mai mult, la propunerea viceprimarului Ionuț Apostu, a fost votat și un amendament nou, care precizează că polițiștii locali vor trebui să treacă tot anual și printr-un examen psihologic. Fiecare polițist să fie supus unei testări psihologice, care este mult mai complex decât anual. Care este Faceți completare la proiect și terminăm cu discuția. Chiar să propun acest amendament. Nu amendament, completarea proiectului. Completarea proiectului de hotărâre cu acest amendament, ca pe lângă aceste norme și bareme pentru aptitudini fizice, fiecare polițist local să fie supus unei testări psihologice anuale. Măsura este bună pentru cetățeanul buzoian, în sensul că vom avea niște polițiști
sau polițiști locali mult mai bine pregătiți, și fizic și psihic. Și acest lucru este important. După mai multe discuții între consilierii locali, aceștia au aprobat în final atât amendamentul propus, cât și proiectul propriu-zis. Avocatul polițiștilor locali a înaintat un demers către Consiliul Local Municipal pe considerentul că proiectul de hotărâre pus în dezbatere ar fi ilegal. Da, am revenit. Vă rog, Duminică. Sigur că ne dorim în asemenea activități să avem oameni pregătiți din punct de vedere fizic, intelectual, psihologic și așa mai departe. În schimb, discutăm de niște reguli care sunt prevăzute de legea funcționarului public și cred că tot ceea ce depășește cadrul legal, chiar dacă el poate fi reglementat de către comunitățile locale, e discutabil sau ilegal, cum spun juriștii care îi asistă pe polițiștii locali. Cred că aici se exagerează puțin dacă fiecare comunitate locală face reguli cu privire la modul și când și cum îi verifică sau îi testează pe anumiți salariați. Că discutăm de salariați. Sigur că și în Poliția Națională, și în Poliția Locală, și în alte activități, dacă vreți, și în învățământ, și în așa, probabil că la 50-55 de ani nu mai ai randamentul fizic de la 20 ceva de ani. Probabil că ar trebui și angajatorul să reorienteze persoanele care din motive chiar neimputabile nu mai pot să facă anumite activități. E de discutat și eu cred că trebuie, așa cum spuneam și cu privire la alte acțiuni și activități ale Consiliului Local, trebuie să fim mai echilibrați în a ne suporta unii pe alții și a vedea că până la urmă suntem nevoiți și condamnați să trăim unii cu alții. Fiecare atât cât putem și cum putem, e drept, fără a face exces nici din punct de vedere al reglementărilor și nici din punct de vedere al atribuțiunilor de serviciu sau a desfășurării unei activități corecte, legale și cum să spun eu, conform fișei postului și atribuțiunilor care trebuie să le desfășoare atâta timp cât ai un contract de muncă. Bun, spuneam mai devreme, domnul, și anume că mai avem un material, cu Noaptea Muzeelor era vorba, nu mai avem timp să-l difuzăm, dăm o cifră interesantă, 3700 de buzoieni au fost la Muzeul Județean sâmbătă spre duminică, au fost 3700 de vizitatori, ceea ce ne bucură până la urmă oamenii care au a avut această intenție să iasă din casă la ceas de seară și să viziteze Muzeul Județean. Tot în weekend am avut parte de două trenulețe care au plimbat buzoienii prin municipiul Buzău. Am primit nu una, ci două, ci trei, ci patru, cinci, șase, șapte, n-am pierdut șirul sesizărilor. Deci problema era care? Nu se dădea lumea jos din tren. Deci se plimbau, ba, de colo, pe de... Aia, se mai oprim o dată. Și stăteau oamenii cu oarele și recunoșteau aceiași oameni, până când să vezi ce, te iei de unul și zici, dom'le, dar dumneavoastră v-ați mai plimbat, dar vă rog frumos, lăsați și pe alții și pe noi, copii și unii. Nu. E gratuit, ne plimbăm cât vrem noi. Da, aici iar e o lipsă de organizare, pentru că primăria sau cine a subvenționat aceste curse ar fi trebuit să dea bilete. Și un bilet din ăla se rupea pe un traseu și la capăt lumea se dădea jos și venea alții vedere cu alte bilete. Eu am văzut inclusiv la Madrid sau în altă parte, iar strict pe această chestiune cu Noaptea Muzeilor și în general cu activitățile acestea de weekend în domeniul turismului, culturii, arte și așa mai departe, cred că aici avem o problemă și se demonstrează atunci când avem o dată pe an sau când avem aceste nopți albe și așa mai departe, că ar trebui să fie o politică națională de reducerea biletelor de transport pe CFR și pe așa, reducerea biletelor sau chiar lipsa taxării la muzee în timpul weekend-urilor și așa mai departe, pentru ca populația să se bucure de muzee, de concerte, de turism, de hotelurile să câștige și așa mai departe. Noi nu știm la nivel național să facem o asemenea politică de a scoate oamenii din casă, de a ne dezvolta, dacă vreți, în domeniul acesta cultural. Dar nici noi nu mai vrem. Și nu vrem, că nici nimeni nu ne ajută, domnul. Nu ne ajută nimeni, domnul.
De ce acum a ieșit 3700 într-o noapte și credeți dumneavoastră că sâmbătă, duminica sau în alte sărbători, dacă ar fi un program din ăsta cu tarife reduse, n-ar veni lumea? Ar veni. Și ar putea să facă un program astfel încât, când cetățenii sunt liberi, aceste instituții să fie deschise și cu prețuri reduse. Numai așa îl stimulez pe om să meargă la muzee, să consume din punct de vedere turistic și așa mai departe. Da. Zice cineva, Boșcodeală n-a făcut nimic între mandate și era foarte bun, iar Toma, dacă face, se aruncă cu pietre în el, nu e bine deloc, zice cineva. Da. Opiniile sunt evident împărțite ca de obicei. Mulțumesc, domnul Minică, pentru prezență, pentru analiza făcută. Cu toată plăcerea. Subiectelor, le mulțumim și celor care ne urmăriți. Rămâneți pe Campus TV. În câteva momente urmează o nouă ediție a emisiunii De ale Buzianului. Magda Ionescu vă așteaptă cu încă un invitat. Numai bine, la revedere!